Nu uităm că România, după Revoluție, n-a avut niciun leu datorii către bănci. Iar acum avem 176 de miliarde de datorie. Dacă o ținem așa, pierdem țara. Că noi adică nu suntem America să nu plătim datoriile. Adică am dat toată țara. Ne-am amanetat da. țara, nu? Da, așa oricum e amanetată. Bun, la ce sumă e țara amanetată definitiv, după părerea ta? Acum, la datoria externă... Nu, la cât trebuie să ajungă datoria ca să fie par România? Convingerea mea că la 300 de miliarde. Nu mai e a noastră țara, nu? A? E a noastră, dar... Doar cu numele. E a noastră cu numele.